Iarna nu s-a terminat și se spune că iarna dieselurile se încălzesc greu. Dar nu mai bine te încălzește la suflet o mașină verde frumoasă și diesel, noul Peugeot 308, pe care l-am mai prezentat pe canal, însă dacă sunt la Craiova, automat chef by Mihai Popescu și invitat special domnul Robert Preda, o să-l vedeți pe el imediat. Însă, nu uitați că dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break sau orice, intrați pe mașinilacheie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă aveți o firmă de rentăcar și vreți să vă creșteți vânzările sau să aveți tot managementul firmei într-un singur loc, dați-le mesaj băieților de la mașinilacheie.ro, aveți linkul în descriere, în primul comentariu. Sunt băieți buni, susțin canalul așa cum și voi susțineți toți creatorii voștri preferați printr-un like, share sau subscribe. Gata, nu mai lungim! Mașina cu Luci Popa începe! Ia zi, domnul Mihai! Domnul Preda, salutare! Să trăiți numai bine! Salutare! Domne, mă bucur că nu mai filmăm și noi toate rablele și că, mulțumită ție, mai vedem și noi mașini noi. E, hai că am filmat de la prietenii noștri din Craiova, de aici, o grămadă de mașini noi. Nu, mă, dacă și chiar și Peugeot ăla electric. Să facem, bineînțeles, să facem pe plac haterilor tăi care nu-i vrei să-i blocheze în rubrica de comentarii. Hai, mă, hateri are tot aia, orice bani bun. Am mai blocat din ei, nu asta problema. Unul, cât ai blocat? Nu, mai mulți, am lista plină. Bă, o mașină foarte frumoasă. Chiar... cam asta este, că stăteam eu și mă gândeam, ok, uite-te la mașina asta și după aia spunem că vrei Golf. Mie îmi place cum miroase iarna așa cu zăpadă și mașina asta nouă. Ia bă, deschide, nouă. Domne. Dar nu sunt capace, nu? Nu. Sunt jumate capace, jumate... partea aia de plastic. Avem aici janta, capac, dar o, ce șmecherie. Uite cât de frumos capacul ăsta peste, de acoperă pe zonele. Da, să știi că nu prea vezi la multe mașini așa. Mașina, dacă îi, la, îi dai ocol, e foarte frumoasă, dar pentru mine, ca idee așa, de ce nu au făcut și ei, ăștia discurile cu ceva să nu mai ruginească atât de rău? Vezi, da, o mașină așa nouă. E la multe mașini noi, să știi, nu mai la asta. Etrierul, măcar un tratament, nu neapărat să facă negru sau gri, uh-huh, sau roșu sau verde, o culoare anume. Da. Dar gri ăsta să-l facă mai rezistent. Eu măcar... n-am avut niciodată boala să vopsesc etrierii, dar etrierii... Poți să încep? Păi nu, dar zici că e recomandabil? Ăștia care le vopsesc, le vopsesc doar așa de... doar ca să arate bine? Doar ca să arate bine, pentru, uite, de exemplu... Le și protezi, dacă îl vopsești cu vopseaua care trebuie alate și cum trebuie, uh-huh, protezi. Am făcut la un Tiguan, dacă ți arăt poze cum arătau, uh-huh, grav rău de tot. Poți să tragi aici o... Da, poți să trag. Fii atent. Cât de rău putea să arate. Uite, arătau așa. Da. Uite. Bine, avea mulți kilometri mașină, da. Păi uite. Da. Curățat la maxim. Da? Dat un grunt termic de 800 de grade. Așa? După care arată așa. Oho. Uite. Da, altceva. E muncă. Cât rezistă? De exemplu, uite, a mea are vreo 300, vreo 30.000 anul ăsta și nu au nimic. La X5 au 2 ani, 3 ani. Și iar la fel, sunt vopsiți albastru închis, nu au nimic. Și am dat la X5 în frână de la 200 până la stop și deși a fund din roți. Deși a fund. Și nu s-au... Nu s-a topit. Nu s-a topit, nu și-a schimbat culoarea. Am înțeles. Bine că mai stau eu cu pensula așa, eu nu-mi iau jantele decât dacă pot să bag mâna sau pensula printre spițe, să pot să spăl letrile. Dar țin. Am înțeles. Dacă toate e frumoasă și avea janta mai, cu mai găurile mai mari, s-ar vedea, eu cred că peste un an o să vadă foarte urât. Nu știu. Discul ruginit și... Depinde, vrei să știi care e chestia, mașina asta e o mașină de presă care se merge cu ea foarte rar. Adică doar atunci când o ia cineva la test. În rest ea stă, stă, plouă, știi? Da. Ruginește superficial. Știi care e chestia? Că dar... Peugeot și Citroen sunt doi producători renumiți pentru tratamentul caroserilor. Adică rar ai să vezi Peugeot ruginit. Ruginit, da. Foarte, adică o mașină care peste 15 ani abia începe să aibă puncte, știi, spre deosebire de mulți alții, care la 15 ani sunt legende. Și ce mai au, ce au făcut în ultima perioadă, bagă mult material fonoabsorbant, mai ales în partea din spate, să le facă silențioase, știi? Adică la caroserie și la antifonare îi bagă mulți bani. Oricum, ei au băgat mulți bani acum și în... Asta, chestia asta cu ruginitul discurilor poate să fie și furnizorul discurilor. Poate să fie loturi și loturi. Un lot de mașini să aibă, da, de la un producător, alt lot de la alt producător, știi? Ce am observat, domnule, eu, da, e că mașinile care stau, astea mai ruginesc, știi? Una peste alta e... Am mai văzut pe jurile, ce mi-au plăcut mie, 407-le la cupe în două uși. Da. Da, pe asta e exagerat. Deci noi sunt asta senzații. E exagerat de frumos. Uite. Chiar grila. Dar vezi unde au pus numărul de matriculare? E foarte jos. Tot aici timpul au avut. Unele care sunt mai full așa au distrune. Au radar acolo, da. Exact. Numărul tot timpul au avut pus jos și e bine să ți-l prinzi.
mai bine decât într-un simplu suport, pentru că în orașele României și ale Franței, când mai plouă, cauți numărul de înmatriculare pe urmă, pentru că din suport din ăștia de plastic, când treci printr-o apă, uite și la ce iese. La ce producător mai vezi numele mașinii în bot. S-au gândit bine, dar îmi place, toate elementele la mașina asta sunt ascuțite. Tot. Faruri, uite, câte, mă gândesc dacă ar fi să demontez bara asta, câte ornamente are. Are. Fii atent, ornament. Ăsta de aici e dintr-o bucată cu ăsta până aici, acolo, pe, până pe aici undeva. Un singur ornament. Vezi și dacă... Asta e, bă, asta e lumina de zi și semnalizarea. Hai să ne jucăm puțin la ele chiar. Da, joacă un pic la ele, că vezi tu, eu nu cred că... Farul și cu lumina de zi sunt același modul. Nu, sunt deci dacă lovești, separate. Dacă lovești bara, nu atingi farul, știi, e separat. Păi bara vine pe aici cu tocul ăsta, se dă jos cu ornamentul ăsta așa și rămâne farul. De pe Peugeot, de Citroen, de DS, de Opel și la și unele modele de Toyota folosesc cheia asta. Da, mă rog. Cu modele de genul ăsta atât de frumoase intră un pic în DS Citroen, Peugeot. Să adică știi că rivalizează, chiar dacă DS... Cam rivalizează un pic, știi? Chiar dacă DS e brand premium, Peugeot merge pe design, pe frumusețe. Adică botul lung, jos. Uite cât de jos e, cât de jos e capota. Adică eu sunt scund și îmi vine mie până aici. Puteți să acționați butonul de avarii, dacă sunteți amabil. Ia avem, doamne Popa. Uite, ce avem acolo, aprins? Avem farurile Matrix LED, care vine standard pe versiunea asta de Top GT, știi? Că de asta și mașina asta costă... Da. Așa? Uite, vezi? Ca niște... Nu ghiare, ca niște colți de leu, că de la asta vine, știi? Uite, colții de leu în siglă și colții de leu așa. Bau frumos. Da. Matrix LED și mers bine, am mers aseară cu ea, deci funcționează foarte bine. În momentul în care vine o mașină, se sting fix LED-urile alea, asta e faza lungă, fix LED-urile alea care trebuie, știi? Și știi ce am observat? Se aude sunetul de la semnalizare în boxe? Da, e sunetul de la semnalizare în boxe. Dar nicio mașină n-am mai văzut, n-am mai prins chestia. Dar cât de frumos aude. Da? Da. Apropo, e bine că Peugeot face mașinile altfel, adică e un producător la care vei găsi unicitate. În aspect, în interior, în coloristică, pentru că ca paletă de culori, cred că au printre cele mai plăcute ochiului. Mașini bine făcute. Mașini bine, se închide, zici că e ușa așa... La echipările GT, sigla e și pe lateral, ca la modelele... Ferrari. Și vezi că seamănă sigla un pic cu aia de Ferrari. Dacă citeam și noi puțin, cred că aflam de cine e desenată mașina asta. Bă, sincer, e desenată de... Ceva spune că nu e desenată de un obișnuit. Desenată de studioul lor de design. Apropo, trebuie să felicităm Peugeot, pentru că luna ianuarie 2023, cea mai vândută mașină din Europa a fost fratele mai mic al astea, 208. Nu era Sandero? Nu, Sandero e pe 2. A, da? Da. Și T-Roc e pe 3. Aha. Volkswagen T-Roc și Golful săracul s-a dus pe 15-6. Și Toyota Yaris? E și aia pe acolo, în top 10. Bun, e bine că e. Avem keyless la o singură ușă, pentru că dacă, bine, acum ai contactul cu ușa, dacă te depărtezi de mașină, ia se încuie automat și nu-ți trebuie keyless pe toate ușile. Filmează și triplele să îi luăm contactul. Foarte ele frumoase sunt... pozițiile. Dar văzut când o deschizi, să merg câte una, câte una, așa. Da, câte una, câte una. Turum, stânga-dreapta, stânga-dreapta. Și semnalizările tot de destul de mici, așa. Acum, dacă ții versiunile mai puțin dotate, o să fie alte stopuri, știi? Seamănă cu astea, dar nu sunt fix. Adică n-ai LED în față, n-ai LED nici în spate. Nu, ai LED în față și ai LED în spate, dar nu arată așa. Nu sunt LED-uri de-astea 3D, sunt LED-uri 2D, cum sunt la toate. Gurile de evacuare sunt false, așa cum e moda. Și avem și negru lucios, vezi? Negru lucios aici. Cred că e configurabil pachet de genul ăsta. Dar știi că la GT e așa, așa vine. Dar să știi că ar arăta frumos și vopsită, toată într-o culoare, doar cu astea cromate. Nu cred. Ba da. Crezi că ei nu le-au desenat și așa și așa? Au încercat, da. Eu zic că s-au... Mie nu-mi place prea mult negru ăsta lucios, știi? Dar mă rog. Da, așa e moda, acum n-ai ce pe orice. De la BMW, ai văzut, am testat noi 3R-ul nou, la fel. Da. 416 litri de portbagaj, poți să ai și roate de rezervă dacă vrei, dar asta nu are. Podea falsă, știi? Aici ai preșuri de pană și... E frumos, are preșurile... Da, cu cusături, exact ca la culoarea mașinii. Culoarea mașinii, dar acum are preșul de cauciuc că e iarnă, știi? Singura deci portbagajul e mare, 416 litri. Uite, marginea de încărcare e cât o doză de cola aproape. Însă dacă rabatezi bancheta, nu ai podea dreaptă. Da. Ei, știi când ai podea dreaptă? Dacă ții versiunea plug-in hybrid care are baterie, ridică podeaua, la nivelul scaunelor. Da, și ridică podeaua la nivelul scaunelor, știi? Da. Uite cât de sănătoase sunt sunt suporți ăștia, balamale de la... Astea cred că nu e de... E de fibră, de ceva. Tot, nu are un cadru de metal. Da. Da, interesantă făcută.
Ăștia, la majoritatea mașinilor, rar vezi unele care să nu să țină pe perioade lungi. Uite și chestia de asta, atenție la det, ca să nu balonul ăsta în cap. Asta, uite aici, se și vede, vezi? Să țină pe asta. Multe mașini nu au așa ceva. Nu, și nu, Astra-G-ul avea niște alea mult mai mari ca ăștia, dar uite, o ține fixă, că dacă nu, ia uite, cum ești prin grupe, așa face asta. Bine, mai veneau cu burez pe aici, aș punea ei acasă, tot felul de... Da. Că printre altele mă ocupam când lucram la reprezentanță la Opel și de mașini în garanție, că omul venea, se aude ceva în spate, se aude ceva acolo. Trebuia să merg în portbagaj, să merg pe burtă, să țin de plasticul ăla, de plasticul ăla. Știi că avem un prieten comun care... Ia, vină cu asta, îți arăt ceva. Uite, motivul pentru care mașina asta nu o să fie niciodată interzisă, da? Deci pe lângă faptul că e Euro 6 cu AdBlue, da, și poți să ai motorină cu 10% bioetanol, 20%, 30%, da. Vezi chestia asta, motorină sintetică, motorul e făcut să meargă cu motorină sintetică. Serios? Da. Deja? Deja. Ah, bun, e deci bine. Nu sunt multe mașini. E bine de știut. Ce frumos că e aici. Peugeot. Peugeot. Da, noua, noul fond Peugeot, deci merge cu motorină sintetică și dacă se va pune pe piață vreodată motorină sintetică, vei putea să mergi cu mașina asta și emisiile vor fi neutre, adică cât dai, atâta câștigi pe partea cealaltă. Asta înseamnă că unii producători știu de fapt ce urmează în lumea auto. De fapt, poate toți știu. Vine Mihai de asta să pui la Passat. Ia. Hai mă, nu-mi spune că așa se... Pe bine, domnule, pui la Passat. Bă, nu-mi place culoarea, dacă era mai e închis. E bine, domnule. Ia stai să nici pe partea de ce nu te vezi aici la spălătorie, nu l-o spăla, domnule. Bă, ce ai, mă? Păi și așa de simplu. Eu știu asta pentru că atunci când am o mașină și trebuie să o duc la vopsit, cine-mi face culoarea îmi cere un element. Da. Cu toate că nu prea ai indicație de element de plastic, că schimbă culoarea. Da. Și da, dacă am o aripă sau ceva, îi tăi o bucată de o schimbă. Codul de piesă și toate cele. Da. Da, da. Uite pe acolo. Da, foarte tare. Da. Gata. Pac. Dar nu e la toate așa. Ba da, la multe mașini. Uite și la a mea și la Passatul Mihai mi se pare că e la păi fel. Și alea care sunt din metal, mai sunt la mașini la vechi. Alea, la alea cu șurub. Da. La unele are un șurub, ai scos cu tot cu asta. La unele e prinsă ușa în balaman, două șuruburi și scos cu tocul ăsta, cu balaman. Uite, e un pic de atenție dată la vezi, e totul în plastic, totul mascat, nu-i nimic la vedere. Vrei să știi, ăsta e avantajul mașinilor chinezești, pentru că aici e totul metal expus, care poate rugini ca la Ford-ul, ca. Când și la astea... ca la un model lângă cel lansat hibrid, am văzut eu. Știi de ce are ăștia muie aici, Nea Mihai? Ca să demontezi asta, dacă vrei să o dai jos, îți trebuie o șurubelință ascuțită în bot, de fapt 4. Bași pe gaura asta pe aici, da, și are niște cleme în spate care trebuie să le lași în jos ca să poți să tragi asta. Am înțeles. E cam patimă, că multe, au venit multe mașini de bagă și șurubelnița aici și se lasă pe aripă și lasă dungi. Își drelește vopseaua. Da. Bă, oricum, Golful francez, că asta este ce faci, popa, poluezi parcarea cu cola. Ia uite mă, să dau fețele jos, cred. Văd asta că de... au... O fermor. Da, se dau jos. Golful francez e la fel de frumos ca și generațiile precedente comparat cu rivalii. Și vrei că să e frumos. E o mașină frumoasă, ce frumoasă și la interior. Față de generația trecută, e mai joasă, parbrizul e mult mai inclinat, botul e mai lung, aerodinamica îmbunătățită, 0.28 coeficient, știi? Platforma e împărțită cu Astra 1, cu DS4, adică e ultima generație de... Și uite o chestie, uite cât este de groasă ușa. Da, ușa e groasă, o să fac și eu la... Siguranță. A, dar stele, uite o chestie. Uite o chestie pe care o știu la toate modelele Peugeot. Fii atent, domnul Preda, poate îmi spuneți dumneavoastră. Yeah. De ce se face? Vrei să închizi ușa, da? Fii atent aici. Bam. O așa tare tragi, domnule. Nu trag tare, trag foarte încet. Vino cu asta, păi uite, încet. Dar e logic să fac așa că tu forțezi într-un alte opritor mașini care are nu mai, la alte mașini nu mai merge chestia. Dar să știi că nu prea e bine să i faci chestii. Bine, nu îi faci nimic că nu tragi cu foarte multă forță. Cam ce la ce costuri se ridică o tipă din asta? Deci 26 preț de bază cu TVA fără RAB la 35 asta, că e diesel și echiparea GT full. Știi, și plus 2-3 dotări în plus. 35 de mii. Nu prea. Plasticul modern e prezent. Da. Peste tot. În față, într-adevăr, e ceva am mai... Am piele aici? Da. E bună că mă ții cu tu aici. Cotiere, uite, două pahare merg aici, se încadrează. Da. USB-uri în spate, gori de ventilație, plase, mâner. Ia uite, asta se demontează. Da, atent. Da. În cazul în care vrei mai mult spațiu, da. Da. Avem două... Portul USB? USB-C, noi. Da, frumoase scaunele, foarte drăguțe. O să vedeți la când mergem cu ele, să vezi scaunele. Deci au și piele, și alcantara, și cu plafonul negru, și textil. LED la interior. Și electrice, și încălzite, și cu memorie, și cu masaj, adică au de toate. Și sunt și scaunele sport, știi? Dar hai la motor întâi. Ia deschide, Pavatul, despre acest motor știm ceva.
E aici în față. E domnule Mihai, ca scuze că vă întrerup. Da, uite, nu da, se mișcă, domnule, ca la, știi, dumneata ce. Păi că ai speriat internetul cu mișcarea. Azi dimineață am văzut clipul ăla. Dar chiar așa se mișca și jur că nu am tras tare, să zici că am prins-o cu mâna și am tras de ea. Da, da, vezi, la ăla e accesoriu care se înșurubează, da, la asta vine de fabrică. Da, da, vezi că la următorul model filmat eu am tras de consola centrală cum ai tras tu și s-a scos la fel. Ca să nu mai zică lumea că domnea e o mașină la care s-a umblat. Deci eu am făcut jap. Și dacă s-a umblat, până la urmă, ele sunt făcute să-i dai bordul ăsta jos, să-i pui altul să vină la fel. Da. Ce se întâmplă, domnule, acolo? Da. Degetele a două ore dumitare, domnule, de mă înveți pe mine. Dacă n-am avut probleme cu, de, cu reparația, da, la mod, nu mă pricep să umblu larg de timp. Ia, ia, ia. Trebuie să iau... Auzi, poți să o deschizi cu capota închisă. Păi stai așa că are... Păi nu mi se pare... A, uite marele aici, mă. Da, da, sus. Frumos. Bățul e aici? A, păi de ce mă nu mă... Cât se costă un telescop la... și la varianta asta? 50 de euro. 50 de euro la 100.000 de mașini, cât vine? Da. 5 milioane. Exact. E și dacă fac furtunul ăsta mai scurt, la atâtea. Ia uite scutul cât e de frumos. E primul scut care îmi place. Da? Uite cum arată. E peste tot, da. Lasă peste tot, dar are folii din aia de aluminiu. Asta e protecție termică invers și ca să țină căldura în compartimentul motorului. Ca să nu se răcească motorul iarna. Aici iar rar să se încălzească ușor, să vină căldura, să nu iasă din motor, să se ducă în motor și să se încălzească. Rar am văzut la mașini să aibă de asta și pe semiarii pe aici. Da. Protecție din asta. Dacă pot eu să arăt în spate, dacă desfaci plasticul de la portbagaje, prinde burete din ăla fonoabsorbant. Nu desfacem, potoliți-l. Nu, am mai desfăcut-o. Uite, au greșit-o cu gaura asta de aici. Dacă mergi prin baltă și prin alea, ți-aruncă numărul în partea asta. Puteau să accelereze cu un căpăcel ceva acolo. Da. Dar în rest... Dar n-ar trebui să aibă totuși o gaură de scurgere pentru orice eventualitate în cazul. Nu, să că se umple aici la, de apă și n-are unde să curgă. Da. Dacă de asta? Domnul Luci, nu vă uitați, domnule, și dumneavoastră. Nu prea puțin, are. Puțin, puțin. Se mai fi pus. Bă. Ia vezi, domnule, să te învață, nu spune aici, cum scria cândva. G12, G17, G150. E de la verde, e alt, nu știu de da, care. Da, e verde închis, dar știți că am văzut eu una pe mașină chinezești noi. Bă, e verde, zici că e Acadea. E verde din ăla Mirinda. Da, iar, dăște. Cât e asta, 1.5? 1.5, da, e. Asta e varianta de top, zici? Da. Asta e varianta de top la echipare. Asta nu merge și pe, da. Eu l-am văzut, cred că pe 5.008 motorul ăsta. Nu, era 5.008 nou? Da. Da, ăla e. Asta e. Asta e, da, 130 de cai. Foarte bun la consum. Deci nu e protecție termică de pentru turbină. Da. Am mai văzut la BMW așa. Pare foarte... Da. E dezvoltarea fostului 1.6 HDI, știi? Și ai loc aici să lucrezi și pe partea asta și pe asta. Foarte mare filtru de particule, uite cât e de aici până jos. Da, e imens. Păi, apropo, are 100% CO2 sub 100. 100% CO2 sub 100. Da, da, are vreo 99, cam așa. Are, bun? E posibil. Bun? Da, normal. Și... Păi nu e normal, că e o problemă pentru mulți la dieseluri să ducă CO2 da, sub 100. Nu mulți mai fac, nu mai dezvoltă dieseluri, că nu mai pot. Păi ăsta a fost unul din motivele pentru care mulți au renunțat la diesel, că nu puteau duce CO2 în jos. CO2 în jos și nu poate să-l pregătească pentru Euro 7. Acum, nu știu dacă Stellantis, care a cumpărat PSA, sau mă rog, uniunea asta, Fiat Chrysler cu Peugeot Citroen, să ducă motorul ăsta în Euro 7, dar vezi tu, încă pot. Îl duc, pentru că sunt foarte... Sunt printre pionierii injecției directe. Gândește-te că Peugeot făcea HDI prin 92, 90 chiar, adică ce vorbim? E... Mai târziu un pic. Dar tot ce înseamnă platformă nouă la mașinile astea, duce benzină, diesel, plug-in hybrid și full electric. Și atenție, nu se încurcă cu mild hybrid. Băieți deștepți. Da? Nu se încurcă cu mild hybrid. Are cam aceeași... Am făcut un Citroenul alb, ții minte? Mm-hmm. De... N-are... Semiarii pot și ăsta, e direct longeronul și de aici are un... Asta demontează toată fața, practic. Într-o bucată. Dintr-o bucată. Din câteva ori jos, foarele jos și îți rămâne un pătrat unde, da, stă, unde stau radiatoarele. Oricum, la siguranță nu vei avea probleme, tot 5 stele au toate. Da. Și mai e o chestie, asta vine doar, cred că dieselul vine doar cu automata cu 8 trepte, aia japoneză de la Isin, știi? Aha. Adică, și știi ce? O să vedem. Bă, pentru 130 de cai, mie mi se pare că mașina asta mănâncă pământul și nu în sensul că trage tare, în sensul că ea nu se oprește, are un tras constant până la, adică la 140 la deal încă urca. Ceea ce mi s-a părut... O dată, câte titluri au în campionatele de World Rally de câți ani? Au. Păi e clar că vor ști să spună perfect puterea jos. Prin reglajele șasiului și suspensii. Și asta în condițiile în care cutia nu e cea mai rapidă. Dar cumva atunci când îi ceri, ea îți dă. Știi? Eu te-au pus pe aici și
130 de cai, 300 Nm, oricum. Cifre bune pentru foarte bine pus, tot pentru zgomot, reducere, dar... Ți-am zis că au pus. Atâta timp pe aici vor intra frunze, vor intra pământ. Bă, nu neapărat, uite-te, dacă închizi asta, dar e acoperită de asta și frunzele o să nu mai intră pe aici nimic. Nu mai intră pe acolo. Era unde l-am găsit, exact, vezi cum... Da, aici, unde l-a găsit Mihai, nu o să curgă pe acolo. Dom'le... Domnule Popa, ce mai, hai să ne mai plimbăm puțin cu ea. Hai mai încălziți-vă puțin aici. Destul am degerat. Da. Apropo, varianta cu cei mai mulți cai pe benzină de care? Cât sunt? 200? Și? Câte să aibă și un 180. Jet? 180. Numai atât? N-au mai mult? Păi au plug-in hybrid de 225 de cai. De fapt, 180-ul nici se pune pe asta. E direct plug-in hybrid de 180 hai, de cai de sau 225. La eu la volan? Hai, eu la volan. Hai că mai... Sau mai să mergi în primul și să mergi tu pe urmă. Merge și Robert, merge tu. Mergem toți. Cine vrea primul? Hai că merg eu primul. Ia. Hai, mergi tu primul. Vezi că e scaunul pentru mine. Hai de capul, adică trebuie să mă urc pe sub mașină. Cum? Da. Facem interiorul la condus, dacă tot. Păi bineînțeles. Nu mai stăm separați. Nu mai stăm în frig, Popa. Da, mașina făcută în Franța la mama ei. Bă, ia uite volanul, nu vă zic cum arată. Da, ia fii atent, bagă mâna în cotieră. Bagă, să vezi cât de mare. Vrei să ajung, ia Popa. Ia. Mihai. Ia filmează capătul de la centură de la tine, să vezi ce interesant este. Au, nu, capătul de aici, de la unde se montează centura, cum este da, îmbrăcat. Îmbrăcat în mochetă. Unii mai fac cap. O punguță, știi? Fac o punguță, îmbracă cu o punguță aici ca să nu fie problemă. Da. Și al meu că zornă, ce-i fac? Îl îmbrac într-un ciorap. Mama, uite-te. Stai cu bord din ăla. Uite, și aici, dacă vrei să-ți conectezi telefonul, bai un cablu și bași cablu pe aici. Dar mie nu-mi place, că ăsta e doar de încărcat, știi? Dacă vrei să-l conectezi, e doar acolo. Pentru că are Apple CarPlay și Android Auto Wireless, dar eu îl folosesc cu fir. A, eu nici nu mi-am dat seama. Da, limba română. Climatizare stângă. Bă, nu cred așa ceva. Da, chestiile astea, fii atent. Bă, cât este de mișto. Uite, stai să vezi. Deci te duci. Te duci aici. Așa. Și poți să spui ce buton vrei tu aici. Pe bune? Pe bune. Bă, dacă de frumos, bă. Păi pune pe auto, Popa. Nu, trebuie așa, atât, auto. Așa, lasă-l pe auto, că ți-e mai simplu auto, știi? Aceu off. Foarte. Și temperatura. Foarte frumos, deci. Dă-i 22. Foarte mișto chestia asta. Foarte frumos. Dar aici... Climatizare pe auto, ca să fie... Aici nu vezi bordul. Nu-l vezi, dacă cât e de frumos volanul. Pe bune, dacă nu e cel mai frumos bord pe care l-am văzut până acum. Da? Sincer, îmi place, are formele grave, rău de tot, e frumoasă foc, îmi place maxim. Deci chiar îmi place. Mulțumesc că, domnule, nu vrem butoane multe, știi? Asta. Bă, e navetă spațială, tot ce înseamnă interior de căjură. Bună zici că e navă. Ia uite ce știi aici, ce frumos vin, consola. Totuși, e versatilă pe aici, ai wireless charging, spații de depozitare, cup holder, încă un spațiu de depozitare, buzunarele la uși, măricele, nu e cea mai bună, cel mai mare spațiu la șofer, nu e nici cel mai mic. Dar ceasările. Ceasurile, pic mai sus, hai să-ți arăt, uite, stai puțin, uite de la ceasul, uite-te acum la ceasul, uite-te-mi amândoi, ceasuri 2D, acum sunt 3D. Băi, ești nebun, 2D, efect de lupă. 3D, da, nu, fii atent, mai ai încă un ecran în plus și se proiectează pe ecranul din față. Ce, da. E lupă. Și aici se stinge ecranul ăsta și restul informației sunt proiectate acolo, știi? Și bravo, schimbi bordul, stai puțin, să dau zoom. Ca să avem și... Pe că vreau să-i resetăm... Stai că îl resetez eu, dă pe ăla din stânga, să apară consumul. Trebuie să mai dai încă o dată. Stai. Călătoria 1. Călătoria 2 vreau să o resetez ca să rămână mie 1. Hai. Îți dai impresia că nu vezi bine. Gata. Și acum dă pe instant ca să nu ne intereseze și așa rămâne. Bun. Drive mode. Bă, nu, ce frumos este. Drive mode. Da. Bine. Eu vezi că e pe neutru acum. Amintește de DS undeva. E același, e aceeași. Nu e același, la DS e altă asta, un pic mai... Dar nici asta nu e rău. Și la Citroen și la DS și la Opel acum au pus din asta, știi? Drive mode. Normal, EcoSport. Mergem pe normal. Mergi pe normal. Să fie. Bă, ca frumusețe este printre cele mai frumoase compacte. Dacă nu chiar cea mai frumoasă. Dacă nu chiar cea mai frumoasă, e și DS-ul. DS4, da. Și cum se numește, cuprele. Care vin interesant din spate. Da. E nici Astra-ul nou, o să ți-l arăt și pe ăla, nici ăla nu e. Fii atent aici. Oprește-mi asta. Păi stai că ăla al meu. Păi, ăla e dreapta. Da, scuză-mă, așa. Da, și volanul nu-l vrei? Nu, nu. Deci climă, te duci la... Stai mă, că era ăsta, de asta nu merea. Climă, scaune și volan. Deci da. Al meu îl vreau on, volanul îl vrei off. Da, bine. Vreau totul off. Scaune, dar masaj vrei? Masaj vreau. Normal. Te duci aici la scaune.
și ai masaj și vrei masaj în valuri, vrei masaj discret, vrei întindere, vrei lombar, vrei umeri. Auto are? Nu, șarpe. Și dintr-o parte în alta. Dintr-o parte în alta. Bună asta, deci cum, cine a tradus-o dintr-o parte în alta a fost foarte deștept. Uite, și eu vreau fluture. Și eu? Și fluture. Tu n-ai, din păchete. Pe banchete încă vin astea, banchete cu masaj, cred că numai pe la pe la S-clase mai ai. Da. Să aibă și șoferul. Foarte, deci pe partea asta de chestii pentru pentru șofer și pentru pasager ai niște chestii wow la ea și per total e o mașină așa de place. Îți place cum te simți în ea. Tot timpul au avut chestiile astea Peugeot și Citroenul. Dar pe voi nu vă deranjează ăla încălzirea în parbriz? Finișoarele subțiri? Bă, nu, eu bă, nu mai le mă uit. Tu le vezi din spate că ești în întuneric. De aici nu le observi, de la deci dacă te uiți decât dacă te concentrezi ca să nu le vezi. Și ce e interesant este că au un singur modul care au, e și pentru parbriz încălzit și pentru trapă și nu poți să ai și parbriz încălzit și trapă în același timp. Deci trebuie să-ți alegi. Serios? Una sau alta, da. Am vorbit cu inginerul de la 408 și mi-a spus că modulul nu poate le duce pe amândouă din cauza asta. Curentul? Să nu consumă, să nu are consumator mare sau nu, probabil conectorii aia, nu au doi pentru și pentru una și pentru alta, știi, același modul. Sau se gândește și pentru piața pe care o cumpere, că ăla care are nevoie de parbriz încălzit, automat va fi într-o țară mai nordică și unde nu are nevoie de panoramic, știi? Da. Asta eu renunța oricând la parbriz încălzit pentru panoramic. Pentru panoramic. Uite, mie nu-mi place trapa, aș alege oricând parbriz încălzit. Știi? Mai bine stau și rachetez. Sau ce un spray din ăla. Și ce să rachetez? Dar tu știi că am testat Tesla Model X-ul ăla cu ușile așa. Așa. La, la ninsoare, ninsese 3 ore pe mașină. Se deschideau ușile. Se deschideau ușile și a căzut toată zăpada înăuntru. Păi da, dacă ușa de aici era. De aici era ușa, se deschidea. Plafonului. Da, de la jumatea plafonului. Era un stâlp pe mijloc, o structură pe mijloc și atât. Scoatești tu start în stop-ul dacă găsești butonul. Mă crezi că l-am căutat și nu l-am găsit. Ia vezi, în stânga? Nu. Nu e în stânga. Mă crezi că nu l-am găsit, că și eu l-am căutat. Da, lasă-l așa cât să fie. Ia uite cât se duce, ce se întinde. Păi eu asta zic, că se duce la... Mă ajută foarte mult cutia. Cutia și reglajele mașini. Dar vezi că cutia nu e cea mai rapidă din lume, știi? Stai, mă, după volan zici că e de Lamborghini. E noua grilă, sau numai pe GT-uri asta? Nu, pe toate. Pe toate acum? Da, dar doar GT-i aici, doar pe aici, cu saturi verzi peste tot. Da. Vreau să zic ceva de cutie și de altele, dar... Da, asta e, că în momentul în care îi dai, nu ți-o rămâne, îi dai un pic de accelerație, nu ți-o lasă în treapta în care ești. Automat, cel puțin o treaptă retrogradează astfel încât să-ți dea cuplu, știi? Ea merge la turații joase, la mers constant. Dacă faci o depășire pe autostradă sau ceva, mergi cu a șaptea, iar trebuie să fie a opta. Ți-o mai lasă un pic între a șaptea în cazul în care mai ai nevoie, știi? Și așa e și cu a șasea și cu a cincea. Dar e... Asta merge bine. Apple CarPlay. Asta ce-ți place ție. Asta Apple CarPlay, Android Auto. Da. Orice sistem. Da, rezoluția foarte bună. Răspunde bine, e customizabil, avem, uite, lumini ambientale de culori diferite. Acum este cu roșu, da, are funcții de siguranță, câte vrei. Uite mă, start-stop. Off. Gat. Start-stop activat, acum l-ai activat, era dezactivat. Era dezactivat, păi și cum unde s-a oprit motorul? Nu știu, poate e codat invers. Da, poate e codat invers. Recunoaște limite de viteză, ai și tutoriale și fii atent. Dacă n-ai... Dacă, intră în tutorial, este în limba română? Dacă și tutorialele este în limba română... Dă play. Da, această funcție nu e merge normal, cu mersului, da. Dar e limba română, din moment ce scrie până aici. Da, normal. Bun. Da, nu e exclus ca software-ul să fie făcut și pe la noi un pic, știi? Dar sunt curios cine hotărăște dacă se vinde și în limba română sau nu. Asta e chestia. Că, uite, Ford-ul făcut la Craiova n-are. Da. O trecut și pe sport. Da. Da. Mergi pe sport. Vrei să știi, mașina... Foarte manevrabil așa, să știi. Da, pentru că are volanul mic. Deci, și se pare... ca dimensiune, o mașină lăbărțată, umflată, să-l balângăne, așa știi, exact. Are roțile unde trebuie pentru dimensiunile ei. De să știi că are roțile destul de în față pe alea, în față. Și ea e, nu vorbim de GT, dar ea e gândită să fie o mașină cât de cât confortabilă și manevrabilă. Nu e făcută să fie neapărat sportivă. În momentul în care îi pui jantele astea mari pe 18 cu cauciucuri destul de rigide, începi să simți un pic. Mașina vrea să fie confortabilă, dar jantele sunt cele care afectează confortul, știi, nu altceva. N-ai
independentă pe spate, ai punte, n-ai suspensie cu amortizoare adaptive, dar vezi că scaunul te ține stânga-dreapta. Și ea se ține. Ce anvelope are? De iarnă, cred că Goodyear. Goodyear, bune, bune, să știi. Da. Și te ține. Scaunele, nu știu cum se par ție, ele sunt genul ăla care au mult suport lombar din fabrică, știi, din start. Bă, scaunele sunt ok. Singurul lucru ce nu mi-a plăcut la generație este amplasarea asta bordului. Bă, pentru statura mea, nu-mi place că nu le văd. Deși cât e de mișto, că bordul ăsta chiar e un bord mișto. Mergea un pic mai mare și un pic mai sus. Că aveai și un să-l pui, știi? Da. Mă rog. Uite, ai condus și Toyota aia BZ4X. Aha, același lucru. Același lucru, da, dar asta are cozoroc. Aia n-avea. Și îți bătea soarele în ea. Știi? Asta are și cozoroc, să vezi. Mai există manuală? Da. Perfect. Eu era să mă urc, hai să spun cum a fost faza. Aveam în parcare acolo mai multe mașini. Și mi-a spus, vezi că e mașina acolo, e spălată cu cheia în ea. Bă, mă duc, eu știam când dă diesel automat, știi? Mă urc într-una, era manuală cu cheia în ea. Era să plec cu aia, era mașina alb cuivă. care lucra cu aia, da? Știi? Noroc că după aia m-am uitat pe fișe și scria că avea PGT la număr, da. Cealaltă avea alt număr de matriculare, știi? Verde, manuală. Tu să fii plecat cu mașina aia, eu știam că erau manuale, știi? Că era automată mașina pe care trebuia să o iau. Și am zis, bă, o fi manuală, aia, o iau pe asta, știi? Bă, și în ultima clipă m-am uitat pe fișe, știi? Și am văzut că era alta, știi, al număr de matriculare. Wireless charger, aici spațiu mare. Buzunarele sunt ok ca spațiu, nu sunt nici mari, nici mici, dar ai spații peste tot aici. Uite, vien. Uite, îmi bag toată mâna aici. Îmi bag toată mâna și tot așa. Ia uite, aici, da? Uite. Oho. Deci mă duc și capitonat, și amortizat, și iluminat. Știi? Ok, material moale aici, moale aici, moale aici, dar uneori mai găsesc și materiale mai tare așa, știi? Dar uite, am îmbrăcat aici în piele, e plastic îmbrăcat în piele ca să fie mai simplu și n-am înțeles chestia asta, știi? Aici e ca să nu-ți lovești genunchiul și dacă e să nu-ți lovești genunchiul, deci au făcut o ieșită puțin, știi? Ieșită așa un pic, ascuțită, dar de... În spate cum e locul? Domnule, e bine, chiar bine. Neașteptat de bine. Da? Nu dau nici cu capul sus, mă am mult până sus. Cotiera e pusă, vine bine, e moale, chiar e ok. Are suportul ăsta de la boxă sau ce, de nu mă lasă, nu dau cu genunchiul în fața de ușă. E regulă. E regulă. De ce spațiu? Da, eu de aici din spate poftesc la scaunele ăștia, cum îmi plac cum arată de aici, cum da. Să văd berinuțele ăștia umflate la da, terare. Acum te urcăm aici. Te urcăm acolo. De tiera. Îl lăsăm pe Popa să facă urcarea pe Bucova, văd că lui place pe viraje pe acolo. Vezi, să nu mai spui niciodată că ție nu-ți place cum conduce Popa. Că dacă ți-ar place, ai face de așa natură încât el să conducă pe aici și tu pe acolo. Și eu pe acolo, da. Vezi? Să-l bă să conducă pe acolo, pe ne vrea el. Să tot de drumul ăsta. Da. Ce-a nins pe aici. Ce frumos. Bă, Popa, bă, noi ne-am plimbat ieri cu o mașină cu cauciucuri de vară. Da? Pe aici. Și-am băgat-o pe aici, am mers pe ea pe aici, am dat-o în față, în spate. A rămas blocată? Nu. Pam, pam. Și acum apăs pe sport. P. Apeși pe P. Ei, la versiunea, aici e manuală, știi că ai și padele, dar la versiunea hibridă nu ai B. Nu ai mai B de la braking. Trebuie să lasă-mă pe P. Păi las-o pe P. Așa. Da. Hai, cine se urcă pe? Roberto. Hai. Să vedem ce spune. Pe tine te lăsăm acolo din stația de autobuz în sus. Da, și dacă n-ai scurtătura de CarPlay aici, oh. Ia apăsat pe asta, te duce în CarPlay. A? Mai zici ceva? Ia la widget-uri de la fel. Tot ce vezi aici poate fi schimbat. Aștepți. Da, și configurează ecranul tactil. Da. Pam, uite, pam. Aici poți să pui ce vrei tu. Asta e, mă, că te dui pe informație. Ce frumos că e, ușa stângă. Ușa stângă, față deschisă, da. Bă, da, frumoase scaunele, bă, Elea Mihai. Avem posibilitate să găsim și noi un Peugeot din ăsta? Niște scaune de ăștia măcar. Să facem o băncuță. Uite, și aici poți să spui ce vrei tu, deci îți alegi tu ce vrei să pui. Particularizarea ecranului este, da? Te duci la 3 și pui plus. Păi da, îți trebuie să ții concediu o zi, două, și pui plus. Și spui ce vrei tu aici. A, bine, durează ceva până te obișnuiești. Stai, domnule, că eu... Și când dai swipe, apare aici. Apare swipe-ul, știi? Navigația că... mare mă interesează pe mine, să se vadă pe tot stand, ecranul și pe jos. Și pe jos, uite, și aici. Bă, dar fii atent, din poziția asta eu nu vă bordu. Păi eu ce spus? Păi dă volanul mai jos.
Cât de jos? Păi nu știu. Bănuiesc că e la maxim. Dă-l pentru tine. Nu e la maxim, nu e la maxim. Merge foarte jos. Bă, atât de jos. Da. Mamă, ce-mi place. Eu conduc, de exemplu, cu vală în jos, că sunt mic. Păi da, dar vezi, trebuie să-mi dau mai în spate. Bă, lumina ambientală, frumos pe aici. Da. Și pe unde mai are pe aici? Aici. Și cred că mai are și un... Păi, jos. Frumos, dunga asta aici s-a terminat, cred. Ce au greșit-o cu ăsta, parcă puteau să-i facă ceva, dar nu... Ascuțit așa, dar n-aveau cum, că e bordul, da, era pus așa, așa n-aveau... Hai, nu vezi la nicio mașină. Stai, domnule, să mă bucur și eu, uite cât e de drăguț ăsta. Cu cauciuc, vezi, cauciucat acolo. Dă impresia de vechi, vintage. Da, de vintage, da. Și eu... butoanele ăștia sunt... De pian. Foarte, da, uite, frumoase. Da. Vezi, drag, e alt material, uite-te, la asta și da, la avarie alt material. Sau de altfel. Vezi? E alt, altă volanul, textură. Eu l-aș făcut aici rotund, nu... Păi nu, e făcut zici că așa. E puțin, vezi, partea asta o să învățați să vă pe la altele aici. În jos, păi are jos. Și jos, dar vrei să știi. Da. Asta e singura mașină care mă face pe mine să conduc așa. Deci tu știi cât de ușor conduci așa? Deci dacă vrei să mergi relaxat, leneș, să nu te intereseze de nimic, asta e cea mai simplă mașină. Hai, mergem săptămâna asta, că Popa iar face un episod de 2 ore. Da. Lasă, domnule, și aici ce faci? Cum adică? A, modurile de rulare, acum e pe sport. Dacă vrei pe normal sau pe... Bă, dar ce... Că e pe sport. Ce faci? Mă uitam cum... Ce aderență are. Bune că au ce bolide ăștia, chiar bune. Am văzut pe le fac aderența, da. Foarte... Foarte dură suspensia se simte. Este, plecăm cu a doua de pe loc acum, vezi? Noi cu a întâia. Da. Că pe, nu știu dacă pleacă doar pe sport cu a doua. Eu și mă anunță. Că aș avea nevoie. Da, și vezi, dar nu te anunță tare, nu urlă la tine. Nu te disperi așa. Da. Bă, dar îmi dă impresia... Poți să-l dai altfel, bordul ăsta. Ia. Zici că sunt orb. Uite, display 2D. Gata, domne, că așa mi se pare că nu mai văd bine. Da, da, da. Mie niciodată nu mi-a plăcut filmele 3D. Nici alea pentru adulți. Dar fii atent că stai bine, deci eu după cotieră ajung la volan. Este, nu mai stau cu mâna pe sus, stau cu mâna pe picior aici, sunt de volan, sunt toate la îndemână. Asta e printre singurele mașini care mă face pe mine, care mă fac pe mine să stau cu cotul pe cotieră. Nu prea ajung la alte mașini piciorul cu cotul pe cotieră. Piciorul stă relaxat aici, deci cade așa singur. Nu trebuie să te duci prea mult încolo. Aici nu lovești nimic tare. Da. Chiar e drăguț, fii atent. Și ceva departe, uite câte... Da, da, da. Abia asta ajung. Vezi, și vezi, parbrizul e super înclinat dacă stai să vezi. Nu e drept și cu toate astea tot e departe, știi? Mai dai și cu parasolarul. E frumos să țin bălat din verde în albastru când ai lungă. Da, da, da. E un singur, știi, nu e, nu da, sunt nu două plecă de perite. Încă unul. Și farurile merg bine noaptea, știi? Chiar merg bine noaptea. Păi, îți fac negură când vine mașina când din față. Când vine mașina din față și merg foarte bine, da. Foarte drăguț. Adică se pleci pe cameră și dacă nu uit, o să mai arăt și eu pe cameră chestia asta și o să punem pe ecran. Ui. Îmi plac frânele aia. Da, sunt foarte sensibile, să știi. Nu trebuie să apeși tare. Nu trebuie să apeși tare. Dar vezi, dacă treci de pe Cielo, Trabant, Logan sau alte chestii, direct în asta... Cielo, Trabant, Logan. Nu probez, că de regulă, când mă urc într-o mașină, calc frâna, să văd cam cum e. Nu te duci în prima, te pui pe ea și nu știi cum reacționează. La toate astea, pe jos... Mi-amintesc de Kia aia de la Sebeș cu anvelopele alea minunate. Și... Fii atent că se duce exact unde ai dat volanul, acolo fuge și ea. Nu face întârzieri sau nu-ți dă senzația de bărcuță. La o mașină cu volan mai mare, când virezi, trebuie să virezi un pic mai mult, dar la asta, fiind volanul mic, virezi puțin și ea se duce, știi? În fel îți dă impresia că e mai rapidă, dar nu e. Ce e mișto la asta este că în mijlocul virajului, dacă ai un viraj strâns, în mijlocul virajului, tu poți să stai cu mâinile pe volan așa, stânga pe aici și dreapta pe asta, știi? Și să-l ai drept așa, dar înclinat și tot îl ții bine, ai gripul bun la ea. Mă stăteam acum și mă gândeam dacă am mai... Dar bine, cu de-alea Ceptar și altele, am avut așa multe chestii prin ele care mi-au plăcut. La asta nu știu, mă gândeam ce nu-mi plăcut la aia. Dar sunt foarte puține chestii care... Și chiar au gândit-o bine. Gândește că asta rivalizează cu golful, adică nu e... Da? Golful e sec așa înăuntru sau scot. Dar uite mergea că... Mergea mai mare aici, nu știu... Bordul. Da, pare era micuț, dar eu știu. Pare micuț, dar nu mai vezi în față dacă îl făcea mai mare. Cât e asta de gros aici, tu o să mă renunțe la ea un pic, dar... Ok, că special l-au făcut așa, ca să aibă și o identitate din asta aparte. Că dacă unora nu le place, altora le place, dar unicitatea e 100%. Nu mai există altă mașină să aibă genul ăsta. Și de volan, și de bord, și de da, chiar poziție în care stai așa și cum percep.
postul bravo, de bani. Bravo lor, și exteriorul frumos și interiorul. Uh-huh. Și scaunul, uite cum te ține, zici că ești. Când mai aduci un deseu să-l chemăm pe Robert. Bă, tu știi cum sunt deseurile la Robi. Vai de capul meu. Da. Vai de capul meu. Da, trebuie să vin în weekend cu el. DS7 facelift urmează acum. Nora, bă, e cele mai performante motoare cu cei mai mulți cai, dar ce interioare au. Băi, îți aduc hibrid cu 300 de cai. Foarte de capul meu. Da, te simți în ea și scaunele, să vezi, tapiserie e ca și cureaua de ceas, știi? De loc să fie metalică, cu zale, da? E cu zale de cheie, știi? Eu, bă, dar îmi place mult de tot mașina asta. Electrică e popa. O să fie, urmează, 308 electric. Da. Uite, la asta nu stau eu foarte în spate cum aș vrea cu scaunul, dar stau mai bine ca na mea. Mi-ajunge cotul, eu la mea trec cu cotul pe lângă bucata asta unde trebuie să ții cotul. Da? Da, și la asta, uite cer de nea Mihai, bă, nu se poate, bă, așa. Pasat. Asta cu cotul, cu ușa epică, tot timpul. Nu știu ce să fac, mă gândeam să-mi iau, să mă la Florin, să-mi pun un blan aici, să-mi place în piele. Bagă unde schimbăm? Uite pe aici, parchează pe dreapta, le pune acvariile și lasă-l pe pilotul de popa. Ia uzi, ia uzi. Ce frumos. Și fiară, dacă deschizi ușa, face pip, 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 ia. Deschide ușa. Nu, lasă avariile. Dar las-o în parc. Pui. Ia. Nu mai face. Face, dacă o închizi, ia închide-o. Nu, cred că vezi că nu, nu. Că e în parc. Nu, e în parc, e în parc. Păi uite, pui, ah, ia, ține camera să ne schimbăm. Schimba, să nu mai dau jos. Wireless charging, tot ce vrei, Apple CarPlay și poți să iei și un sistem focal Electra care se aude bestial. La se aude bine și ăsta. Sistemul audio ăsta. Uite, mâneri și aici. Te mâneri și la șofer, dar n-ai... Uite, spate, un lucru care nu-mi place, n-ai cârlig de haină în spate. Hai, domnule, toată lumea merge tu... Unde? Nu eu te tot văd. Timpul folosesc, eu tot timpul folosesc cârligul, da. Tot timpul folosesc. Eu l-am tăiat, că nu te l-ai tăiat. Păi s-a lupit, dar nu s-a agățat acolo. S-a lupit. Eu țin în plas. Bună asta. De capul. Papa. Mamă, fii atent, că n-ajung la pedal. Ia uitați-vă, uitați aici, că n-ajunge popa la pedal. Deci nu, nici la volan n-aș. Ia ține telefon. Stai, mă. A, stai. Papa. Ia uite, popa, cum crești. Ia uite, mă. Ca făt frumos. Ia, vezi, un preda aici, ocupă-te de popa. Ia, domnule, să mă ocup puțin. Cat, de ce înseamnă să ai electrice pe compactă? Asta primul, la prima impresie zici că e piele. Da, da, la a doua, îți dai impresia că e un plastic exagerat de tare dacă apeși aici. Dar de fapt ele moale. Ele moale, da. Ia uite. Și de fapt ce e? Un cauciuc? Nu vreau să spun ce e. Ce e? Plastic, e spumă ceva. Ce bă, la luci orice mașină, dar ar fi de leșinată, pare sportivă. Da, da, asta nu e leșinată. Cum o face? Hai să vă spun. Se, orice mașină, bă, dar chiar springul de cai mai mult apare sau nu apare? Apare. Păi da, au zis că nu seam, nu apare. Ba da, în mai, în mai. Ma. 65 de cai. 100 pe oră în câte secunde oare? 230, cam așa. De la 20? Da. Păi da, are 50% de putere în plus, ce mai vrei? Dar fii atent aici. Ăștia de la Peugeot, ei sunt hoți, mă. Hai să spun. Mașina e 308. Da. Viteză maximă 206 și face 100 în 160. Pe bune? Pe bune. Bă, ce șmecher. Da. Dar șmecher. Șmecher. 106, 207 și 308, știi? Uite, vezi? Cum țin eu volanul? Îl țineam liber, știi? Hai de capul meu, cum mă doare pe mine spatele. Și fii atent, acum e pe eco și nu o ține subturată. Deci în momentul în care vrea, îi dai pedală, ea se duce. Uite, deci poți să te duci așa în volan, uite, vezi? Și nu trebuie să stai cu mâinile încrucișate. Știi? Și atent că stă bine și pe... Bine și nici nu-i dădui. Uite, bine așa, op! Un pic de subirare, un pic. Popa, ești neînjurat asta. Păi, eu ce spuse n-am ei? Puteai să alegi să mergi tu pe aici. Să meargă el, să se simtă în largul lui. N-a căprins un logar acum. Da, dar vezi, la urcare, mașina asta nu dă semne de oboseală. Pur și simplu se duce, știi? Uite, și în viraj, știi? Asta e chestia, că unele în viraj le dai accelerație și nu vor să accelereze. Cutia bună. Aia e o șmecherie din cutia de viteze, domnul Popa. Normal, cutia, că dacă ai o cutie proastă, moare. Până schimbă, până depinde cum gândesc ele. Da, la asta nu. Deci mie la 140, în urcare, mi-a schimbat treaba. Făceam o depășire pe un drum cu două benzi și depășeam mai mult. Depășeam. Eu eram pe banda a doua, mergeam mai tare decât de aia pe banda a întâi și m-am dus ca să îi ocolesc.
cum ar fi să ai posibilitatea să faci transfer de putere, să-i dai și lui omul ăsta vreo 10-12 cai, să atace cu mai mare putere. Da, așa e șansul putere. Acolo în vârf. Și uite, 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 eu care sunt mic, dar uite cum merg, cât de, văd bordul și peste mâna mea. Înțelegi? Văd bordul și peste mâna mea, văd în față și pot să conduc așa liniștit. Deci vrei să știi cum mă plimb eu prin București? Uite așa. Uite așa. Numai așa. Atâta fac. Așa faci? Da, numai așa fac. Dar de ce? Pentru că e super ușor și super simplu. Da, ok, când vreau să fac niște manele, fac așa. Da? Dar când vreau să mă schimb o bandă, să fac așa, o țaca paca, bine, o țaca paca. Bine, că nu lucrez pe vreo mașină de transportat ouă. Mamă, ajunge de cu cartoanele. Omletă direct. N-am mai reparat și drumul ăsta. Ba da, e gata. Nici nu mai repară. Uite. Acum eu sunt pe eco, nu sunt pe sport, da? Și dau, dar uite când se duce, zice, în 3200 de ture. Cine se mai duce în 3200 de ture pe eco? 3400, 300, se duce. Uite, și urcă, n-are. Și am jumătate de pedală acum apăsată, știi? Uite. Asta zic că mănâncă pământul asta. La 130 de cai și se duce. Obstacol în apropiere, vă duce scris da. Acolo. Da, obstacol în apropiere. Deci consideră Dacia obstacol. Uite, lasă jumătate, mai încet totuși. Jumătate de pedală, jumătate de pedală. Opa, și ea urcă în continuu. Ia să taie Bogdan la montaj, o să pună blur. Lasă-mă că nu mai taie. Dar asta vreau să asta vreau să zic. Nu. Băi, eu știu ce vrei să spui. Cutiile astea de viteze au schimbat mult lumea auto în ultimii ani. Adică cu cutii de viteze eficiente și nici faci o mașină care ia viteză dintr-un motor și cu cai puțin, pentru că îi pune cuplu în valoare, îi face niște chestii. Că de-aia și domnul Preda zice, domnule, cum fuge Audi-ul? Păi da, Audi-ul are și putere. Are și putere și o cutie da. Șmecheră. La asta, ăla începe puterea cu 3.1, la asta cu 1.3, e altceva. Da? Noi, automatele din prezent sunt net superioare manualelor sau generațiilor trecute, da. Net superioare în performanțe și consum. Eu am mai condus mașini cu cutia asta și nu erau așa, înțelegi? Nu știu ce face Peugeot Citroen din ele, dar reușește să meargă cu ele turate. Dar cu toate astea ia uite, sunt mașina ta, mașina mea. Fii atent aici, uite. Hai de capul meu. Cu o singură mână. Mai uite. Un metru până la uite parapet. Cât de mișto s-a îndreptat singură, că asta e chestia. În momentul în care faci o manevră cu o mașină de genul ăsta, Citroen, Opel, DS, Peugeot, oricare, dar în momentul în care vrei să se îndrepte mașina, iei mâna de pe volan și ea se îndreaptă singură exact cum vrei tu. Păi nu. Nu prea mult, nici prea puțin. Fii atent. Chestia asta cu revenirea volanului pe drept, special la mașină cu tracțiune față, este o chestiune de reglaje. Da. De cât de bine funcționează suspensia și de cât de bine sunt reglate unghiurile de fabrică, valorile, cum e proiectată mașina. Da. Pentru că sunt mașini care nu ți vor îndrepta volanul. Da. De noi, și unele le îndreaptă prea mult, unele îndreaptă prea repede. Poți să îndreptești din cauza unor accidente sau de reglaje sau chestii din astea, știi? De acord, dar asta, na, bine, n-a fost lovit, are unghiurile de fabrică, tot ce înseamnă Peugeot, Citroen, DS, Opel, nou. Dar în momentul în care vrei să se îndrepte, se îndreaptă exact cât trebuie. Nici dar apropo, ei mai fac 508-ul? Da. Ah. Și 408-ul cu care o să vin. Deci s-a renunțat la Insignia, practic. Da. Și rămâne 508. Rămâne 508. Păi s-ar putea să existe Insignia nouă. Pe 508-ul nou. S-ar putea. Da. Uh-huh. Uite și tu. 1500 de ture. Imediat mi-a dat a 7-a dintre a 8-a. Imediat. Da? Deci eu am dat 20% pedală, i-am dat. Din 20% pedală i-a dat, uite, da? Și uite, pe 8-a. Un pic a 7-a, da? Mai dau o dată puțin, a 5-a. Imediat. Deci a simțit că am nevoie de putere. Nu a mai stat pe gânduri, bă, să-i dau, să nu-i dau, să o țin în cuplu, să nu știu ce. Aia știi care cutie face chestii din astea cu să-i dau, să nu-i dau, să stea? La ce producător? Ce? DSG-ul? Ford, DSG-ul, nu. Ford, la Ford este, nu s-a autorit niciodată. Încearcă toate vitezele, și în sus, și în jos, și în sus, și în jos. Dacă avea jantele mai mici. Și asta e că Peugeot, Citroen, Opel și DS, când îți dă o mașină la test, păi ți-o dă cu toate surele, toate trâmbițele și ceva în plus, știi? Dar ai văzut că noi am testat 2008-ul ăla Kiel, electric, și era mega confortabil și era nici și asta, manevrabil. Să știți, se simt un pic roțile că sunt mari și că e un pic rigiduț așa. Dar mie îmi place cum merge, să știi, per total. Da. Dacă avea roțile mici cu cauciucurile cu garda mare, nu mai era atât de stabil în curbe. Nu mai era atât de stabilă, dar era mai confortabilă, știi? Păi da, da, păi da, asta e mașină făcută pentru confort, nu e să rupă pământul, nu e Audi A3. Bă, e destul de bine calibrat, adică nu e nici așa, nici așa. Da, decât să ai senzația că o pierzi, că fuge de spate și că mai bine, eu prefer să fie mai tare suspensia și mai sigură. Eu prefer să fie mai moale și să mergi mai încet. Depinde pe ce drumuri mergi aici, probabil. Pentru că lumea normală
nu rupe aderența la mașină cum facem noi când le testăm. Noi nu, tu. Ei. Eu n-am făcut niciodată la mea să intru în curbe până derapează. Nu până derapează, dar până n-a scârțit anvelopa. E greu să derapeze. E și greu să derapeze. Dar oamenii normali merg încet, vor confort. Problema este că cu niște modele de BMW pe aici mai recente, așa mai. Sportul. GT. Uite-mă popa cu aia din față, să face niște drifturi o dată, mai faci vreo de una. Ce la mine la garaj, ieri sau la altele. A trecut, aia, dar ai vrut, ziceai tu cu ei să o filmăm lângă Maserati, mai era un... Jaguarul. Jaguarul. Da. Și eu gândeam, uite-mă, vine popa, îmi face surprize. Păi și ce, au venit la garaj sau? Da. A, ce a făcut? La băieții lângă mine, nu a, la mine. A, băieții lângă tine. Aha. Da. Și uite, dacă mergi încet, motorul... Bă, auzi că e, na, e diesel, n-ai cum să-l, dar nu e mega zgomotos, adică nu e, știi. Și într-adevăr, ia vreo 8-9 km până să se încălzească la temperaturi de 0 grade sau mai puțin, știi. Da? Uite ce. Și acum, la 1500-1600, nu se simte ca și când ar fi pedala moartă, știi, adică eu îi dau 10% pedală, da? Și ea urcă, uite, 58-60 și a mai băgat o treaptă și aici, 2. Nu simt în pedală că nu că e moartă. Știi cum se întâmplă la unele Audi-uri, de exemplu. La Q5 2000 diesel, de exemplu, mergi cu ea pe eco, pe efficiency, pe ce-o fi, și simți că asta e pe eco. Și simți că nu vrea, cutia nu vrea să-ți schimbe, să-ți retrogradeze. Trebuie și pedala e moartă. Da, trebuie pedala, să faci foarte mult. Să schimbe. Da. Și când schimbă, pare deja atâta mai turație. Da, și nu știu ce și mai... Face și simți că schimbă, șocuri așa. Și nu știu ce am mai condus eu, Range Rover-ul ăla Evoque, da? Sau ăla cred că era, sau încă nu mai țin minte care era una din ele. Nu știu dacă a apărut episodul. Ideea era următoarea. Tu accelerai, accelerai, mașina nu schimba, accelerai mai tare, după aia schimba și după aia te duceai, știi? Adică nu accelerai și tu lin, că tu nu vrei să accelerezi, dar vrei să-i dai. Și în momentul în care, uite, asta se duce lin, da? În momentul în care aia schimba treapta, deja zicea, o, stai că vrea putere, vum! Știi, de la nimic la tot, instant. Asta este. Când francezii fac o mașină, o fac pentru confortul nostru și al tuturor. Pentru utilizare. Pentru că nu știu dacă e făcută neapărat de francezi, adică e făcută de francezi, dar nu toată echipa de ingineri este franțuzească. Dar cu toate astea, mașina e făcută în stilul francez. Francezii ce vor? O să aibă o mașină să meargă de la A la B, să ducă la serviciu, să ducă să-și facă treaba, să-și vadă ei de treburi de ale lor franțuzești, știi, o baghetă în mână și ei să mănânce bagheta la volan, dar mașina să meargă ușor, liniștit, să n-ai stres cu ea, să o parcheze între două mașini, să lovească bările una de alta. În Paris, am văzut asta în Nisa, știi, parca un bum, 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 cu mașină scoase din viteză, dar acum sunt multe automate, ce mai faci, știi? O lași pe N? O lași pe N, nu poți să o lași pe N, că trecem pe automat, cred. Deci chiar sunt curios. Ei sunt foarte liniștiți, relaxați, ei o fac, mamă, e frumoasă, e așa, dotări, ți-au ochii, design, nu știu ce, nu știu cum. Bă, dacă vrei să o conduci, lasă-mă vere să fie, să nu mă stresez cu ea, să meargă ușor, știi, să fie ușor de condus. Eu sunt francez, nu sunt neamț și așa mai departe, știi. Și noi credeam că ești de la Cârcea. Dar asta încerc să zic, suporturile de pahare au cauciuc aici, sunt aderente. Bă, domnul Preda, am găsit pe net niște capace de astea iluminate care să le pui în suporti de pahare. Le încarci cu fir USB și au vreo 16 culori, 20 de culori și le faci în culorile mașinii. Gata, da. Domnule, ce facem? Frumoasă oglinda, fără ramă, direct. Fără ramă, electrocromă, frumos. Da. Merge minte. Avem lumină la parasolar. LED-uri, frumos. LED-uri, chiar. Da. Vezi? Nu mai ai nevoie. Și într-adevăr, la preț, într-adevăr, se compară cu Golf. Asta e... Și entry level-ul cât e? 26. Dar entry level-ul nu e K-Line. Adică e... Are climă, are asta, navigație, are bordul digital. Dar are multe dotări pentru o versiune de bază. Ia uite și tu, dormi în jete. Până acum. Băi, ne-am Mihai, uite-mă. Pe asta, ca pe asta, dar mă interesa mai mult. Masajul. Mesajul. Cu fluture aia, ce mare? Stânga dreapta. Ia mă fluture. Ba, ta are chiar, n-are. La ta, ta la scaunele ăștia n-are masaj. Aia e ultima, dă-i în dreapta așa. Ai robit. A ta la scaunele ăștia n-are masaj. Nu? Și când, nu? Păi te să apeși pe butonul de pornire. Ba, ta are sau? Ăsta. A ta are sau n-are? Ce să aibă, domnule? Masaj. N-are, la scaunele ăștia, dar există la scaunele alte. Ălea de 8. Aha.
Păi dai scaunele sport, adică fără masaj. Asta nu-mi place. Se masează suspensia. O parte în alta, șarpe. Ia uite-o, șarpele. E, mă, de lină. Da, frumos. Și după ce, se dezactivează, când se, după ce se dezactivează masajul, pernele rămân umflate. După 2-3 minute, se aude așa cum se desumflă pernele. Știi? Doamne ferește, Doamne ferește să aud când se desumflă pernele. Trage de, trage în partea. Ați mai văzut 220 AMG? Da, da, știi că e de câteva zile aici? Da? Da. A rămas fără motor. Trage în partea cealaltă. Mă le mulțumim. Ce bine se vede. A, camera se vede bine și dacă mergi cu spatele se face și imagine 3D. Dar rezoluția e foarte bună la ea, mai ales la asta, uite și tu. Da. Fii atent aici, dă-o mai în spate ca să avem poză ca lumea. Și las-o așa, oprește-o, dă-te jos să vezi ce făcuți. Ia, cu sub nu vrei. Aha, ba da, chiar. Cât ziceți? Pe sub 7, 6. Zi. 6. Păi ce să zic? Zi un consum. Chiar sub 7,5. No, eu zic 6,3. Eu zic sub 6. Chiar. Eu zic 6,3. Asta e călătoria 1, 6,5. 6,5. Da, dar voi mergi să răs pe sport. 42 de km pe oră. Plus parcare, plus, deci cum mai mare. Deci asta e. Băi, o mașină interesantă, să știi. Și eu mă bucur că Peugeot e acolo, în peisaj. Cea mai vândută mașină din Europa e Peugeot. Și am reușit. Da? 208. 208. Da? Cam asta e mașinuța. Stai să vedeți 408-ul. Ăla o să vă placă la nebunie. Aștept să-mi faci o surpriză să mai filmăm. Da, mă, stă bine, fii atent. Stă bine, nu. Am observat și la 408 zici că e mai rău. Te uitești, nimic. Bă, să, deci DS-ul, deci când o să vii cu un DS-ul, o să rămână Robert Mark. DS7 urmează. Eu te mai bași pe aici ceva. Da. Ce să mai? Uite, domne, era o chestie că te poți uita la filme așa, știi? Deci. Da, nu, nu poți, nu poți. Dar la unele poți. Domnule Popa, îți mulțumim pentru prezență. Și vă mulțumesc pentru prezența în episod. Să-ți dea Dumnezeu ce n-ai avut și-ți dorești. Audi A7. Eu îți spun, au condus un milion până acum. Vreau că vreau să-și iau unul. Frumos volan, chiar frumos. Deci nu degeaba Peugeot e cea mai vândută mașină din Europa. Întrebarea este, în Europa, în vest, se vând alea chele sau se vând astea dotate? Bă, întrebarea știi care este? Oamenii își vor cumpăra lucruri ieftine și lucruri frumoase. În orice domeniu. Asta e secretul vânzării. Da. Hai, ne vedem în episodul următor. În episodul următor, pe următorul canal. Bye, nu uitați bye. De mașini la cheie.ro. Like pe toate canalele, share pe toate canalele. Ne auzim în comentarii, vă pup. Mașini cu Lucii Popa se încheie. Bye.